Ce faceți băieți? Eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi a venit momentul să-l testăm pe Gica Haji și o să-l testăm într-un mod inedit să zic așa pentru că o să construim iarăși ca și în clipul cu Jinola de la Hero o să-i construim echipa din jurul său folosindu-ne de o roată pe care o să o învârtim ca să vedem ce cu echipier vom putea alege. Îl avem aici așadar cumpărat pe Gica Hagi, am cumpărat chiar o carte uh, cu rank de asta. Am cumpărat cartea cu rank 3 dacă nu greșesc de 97, am dat pe ea 38 de milioane de coins. Astea sunt atributele lui Gica sunt niște atribute foarte, foarte bune. Este un mijlocaș ofensiv care arată foarte bine, sunt curios cum se simte și în gameplay. O să oferim uh, puncte skill point ca să îl vedem, să zic așa, la un nivel mai bun decât l-am vedea cu o carte base. Și practic de la echipa asta de bronz vom pleca cu singurul jucător bun fiind Gica Hagi și vom vedea pe parcurs de la ce echipe vom lua jucătorii, de la ce evenimente și așa mai departe. Iar aceasta o să fie roata care va decide cu echipierii lui Gica Hagi. Avem mult mai multe chestii mai interesante, zic eu, ca data trecută la clipul cu Ginola pentru că am adăugat acum și echipe am adăugat și naționala României și sunt mai multe chestii această dată. Practic, ca să dau puțin context de ce avem anumite chestii pe hartă. Avem România, cred că e destul de simplu, nu avem nevoie de explicații. Avem pe, pe Ianis Hagi, iarăși nu, cred că avem nevoie de explicații. Avem Farul, pe la care a și jucat Gica Hagi și acum evident că este acolo antrenor. Avem FCSB-ul, Fosta Steaua, unde știm foarte bine că a jucat în România, este singura echipă pe lângă farul care mai este în joc pentru că la, la FC Național a jucat, dar evident nu este în joc pentru că echipa nu mai există. Avem Real Madrid, avem Galatasaray, avem Barcelona, iarăși pe la care Hagi a jucat. Dacă ne pică între acestea, vom alege un jucător de la echipa respectivă. Național României nu cred că are sens să explic și în rest sunt uh, carduri, sunt uh, de la anumite evenimente, este foarte, foarte simplu. Dar înainte de toate dați și eu acolo un like și spăți în comentarii data viitoare cu ce alt jucător să facem un asemenea episod. Bun, hai să rotim pentru prima oară, ia să vedem uh, ce echipă, ce... Ce chestie să avem aici de adăugat? Ia să vedem. Și mamă, nu cred. Începem? Fix cu Yanis Hagi, foarte tare, mi se pare foarte tare, Yanis o să fie în echipă cu Gica Hagi, păcat că Yanis n-are o carte specială, Acum stând să mă gândesc, sper că o voi putea cumpăra. Și da, am reușit să iau cartea, este 45.000 de coin și văd că este un bai care o vinde, deci ar trebui să pot să fac rost de ea. Hai să ne întoarcem la rota noastră, l-am exclus pe Yanis Hagi, pentru că evident nu are cum să fie de mai multe ori în echipă, dar restul cardură dacă pică de două ori nu contează, este irelevant. Hai să vedem dacă Uh, vom lua și un jucător mai high rating de această dată pentru că Ianis este spiritual important, dar ca jucător are rating mic. Ok, o să avem de ales aici un jucător de la evenimentul Rivalry sau Rivals, cred că se numea. Ia să vedem noi ce să alegem de aici, oare. Ce să alegem? Hmm, uite, aici sunt foarte mulți jucători interesanți. Dar, ia să dacă l-am putea cumpăra pe domnul Curtoa, care este 17,6 milioane de coins. Sau uite, o să încerc la Dona Roma, o să încerc să-l iau pe 20 de milioane de coins. Deci, Dona Roma ar fi val varianta mea, alegerea mea pentru eventul Rivals pentru că uh, trebuie să avem un portar bun, evident că la final dăm și un meci la head-to-head -head și uh, un portar bun este esențial, s-ar putea să nu ne vină dacă nu o alegem din timp, sau mai pe scurt vreau să previn decât să tratez. Bun, hai să mergem mai departe, așadar. avem uh, Rivals ca prim event care apare, ia să vedem dacă o să mai apară vreunul sau dacă apare vreo echipă ca să alegem de acolo un jucător și apare farul Constanța, ok, ok, interesant. Și cred că varianta optimă ar fi Constantin Budescu, fiindcă este și singura carte specială de la farul, așa că o să-l aleg pe el, deși este deja al treilea mijlocaș și ofensiv al echipei, dar cred că există 4-2-3-1 și ar putea juca toți pe pozițiile lor. Păi acum dacă o să mai pice farul la doua oară, o să fie mai nașpa, <laughs> adică deja avem totuși doi jucători de până în 80 și ceva, Iannis și cu Budescu. Dar ia să vedem, uite că da, așa da, așa da, Barcelona. Și deja l-am pe Serhi Roberto în club. Dacă tot mergi pe probabil 4-2-3-1, right back-ul este necesar. De eu n-ar fi neapărat necesar necesar fiindcă este cm. Îl am deja în club pe Sergio Roberto, așa că nu o să mai cumpăr pe nimeni de la Barcelona. Vom merge cu el pe poziția de fundaj dreapta, mai ales că nu l-am testat până acum. Și hai să vedem, hai să vedem. Au picat deja două echipe. Sunt curios dacă o să mai avem încă un român, dacă o să pice și flagul României. Momentan nu văd să pice. Este un jucător la eventul Lunar New Year, cred. Event de la care iarăși am câțiva jucători și îl voi folosi pe Lucas Hernandez de la PSG. Teoretic are și chimie bună cu Dona Roma, fiindcă mi la Paris. Deci ne cam completăm apărarea. Mai ne-ar lipsi un fundaș stânga și un fundaș central. Și hai să vedem ce alte variante o să mai avem. Până acum mi se pare foarte interesant. Chiar mă bucur că m-am gândit la mai, multe, la mai multe variante aici pentru roata noastră. Și avem Galata Sarai. Galata Sarai foarte interesant Echipa la care poate Hagi este cel mai iubit fiindcă știm cum sunt fanii turci. Și nu că n-ar fi iubit în România, dar fanii turci sunt altceva. Cu siguranță dacă ați fost în Turcia sau probabil multe țări dacă ați zis Hagi, cu siguranță lumea aceea știa cine este Hagi. Uh, Vă ca au ceva jucători cei de la gata interesanți cu rating bun. Zieh este de departe cel mai bun, dar este right și mai costă și o gălăgie de bani. Nu o să ne aruncăm la Zieh. Oricum, dacă am jucat 4-2-3-1, Zieh n-ar avea sens. O să le iau în schimb pe Toreira, care este mijlocaș defensiv și am avea nevoie de doi. Chid că acum o să-l cumpăr și nu o să-l mai pot vinde înapoi, fiindcă vedem aici cât sunt. O să fie un jucător util. Și hai să mergem mai departe. Hai să vedem. Chiar mă bucur că a picat și gata Sarai. Era echipa pe care am adăugat-o ultima, fiindcă uitasem să o adaug nu. și m-am gândit la Barça, la Real, la FCSB, la altele, dar la Galata nu mă gândisem. Și Galata pică din nou, back to back, nu știu cum s-a făcut. Așa că nu plecăm prea departe, ne întoarcem aici la, la alegerea jucătorilor. Și acum e foarte interesant că chiar nu știu ce să mai aleg. Cred că o să merg pe un fundaș central, să fiu sincer. Uh, ar fi bun și un atacant, dar parcă n-aș lua Icardi, parcă aș păstra spotul ăsta pentru un jucător mai mai bunicel. Boi, era foarte bun, dar deja l-am ales pe, pe Sehi Roberto. Mertens este central forward, așa că o să mergem cu băiatul ăsta, o să mergem cu Bardakci, care este turc. 775.000 de coins, doar 83 overall, dar... Chiar nu aș avea, nu știu, Zaha la fel n-ar avea sens într-un 4-2-3-1. Anturogu, mă, tipul ăsta, turcul ăsta, iarăși n-ar avea sens. Demirbay n-ar avea sens. Așa că acum sper să nu mai pice Galata. Ok, a picat o dată, a picat de două ori gal Turcii da gata, nu mai, că nu mai avem ce să mai alegem de la ei. <laughs> ia să vedem mai departe și iarăși Lunar New Year. Și de această dată pentru bucuria voastră sau spre bucuria voastră, o să cumpăr un jucător, nu prea mai am să mai aleg din clubul meu, dar ia să vedem totuși ce jucător să alegem și cred că am pus ochii pe un jucător foarte bun o să leau iau pe Estopinian, funda stânga, din păcate iarăși nu o să se mai vândă sau ia să le iau eu cu un rank. Da, o să le iau așa cu un rank dacă se poate. 6,8 milioane o să l iau cu un rank 1 ca să pot să-l vând și eu după unul de alta, să nu rămân cu el în club. Avem nevoie de funda stânga, puteam să mă, adică m-am uitat un pic și la Sergio Busquets și Closterman era util, dar mai bine un left back pentru că e o poziție unde sunt mai rar jucătorii buni și Estopinian este foarte bun. Cred că în acest moment mai ne-ar trebui vreo 3 jucători, un atacant, un un fundaj central și un mijlocaj defensiv. Cam astea ar fi dorințele mele. Așa că ia să vedem dacă vor fi satisfăcute aceste dorințe. Sper să pice ceva nou, pentru că au picat de două ori Galata, Rivalries, adică nu Rivalries, Lunar New Year și pică iarăși Lunar New Year. De ce? Da, păi atunci dacă tot ziceam de Closterman și așa o să le iau pe Closterman de această dată. Deci definitivăm apărarea. Este și el destul de scump. O să le însă pe acesta curenc ca să-l putem vinde după merg pe același principiu. 15 milioane de coins pentru Crosterman de 95. Și hai să vedem ultimii doi. Sper să nu mai gata Lunar New Year, Te rog să nu mai apare altceva. Vreau altceva. Și ia să vedem dacă avem parte de ceva nou. Nu se poate, deci nu se poate, de trei ori la rând, ce se întâmplă? Păi dacă tot e îndrăgostită roata asta de lună, nu e o să iau chiar pe Julian Alvarez. 94, mergem acolo cu un atacant foarte de tot. Sper să îl pot cumpăra la un 27 de milioane, ar fi ideal să nu dau chiar 30. Bine, poate unul să spuneți că sunt zgârciți că sunt 2-3 milioane în plus, dar contează la finalul zilei. Și ia să vedem ultimul spin pe această roată. Dacă văd iarăși așa o să mai dau o dată, vă zic sincer, dacă pică iar lunar nier, nu mai vreau. Și pică, nu e FCSB-ul, deși era foarte aproape, dar avem un jucător din MLS, acolo unde Hagi n-a jucat, dar era interesant să-l vedem. Și este perfect că ne mai trebuia un mijlocaj defensiv și deja l-am în club pe nigerianul Nuobodo, așa că el o să fie alegerea mea pentru această poziție. Ok, Și mi-am dat seama acum, făcând echipa, că am ales un pic greșit, fiindcă eu am luat un jucător în plus, am dat totodată în plus, fiindcă mai era și Bardacci, iar ultimul pe care l-a se se teoretic a fost cu totul de la din MLS, așa că o să fie schimbat, uh, nu trebuia să mai dau încă o dată de roată, mă scuzați, am calculat greșit aparent. O să joace acolo, cred că Closterman, fiindcă are ratingul mai mare și cred că este și mai competent să joace pe poziția aceea. Hagi, uh, Gheorghe Hagi, va juca în centru, să nu uităm să-i dăm și lui skill points-urile ca să ne ajute cât mai mult se poate. Sim. dribling o să-i dăm acolo. Fumos toate punctele și ia să vedem dacă e diferența. Da, 106 pe dribling Gheorghe Hagi o să fie stelar acolo. Așadar, cam asta este echipa cu jucători foarte, foarte interesanți. Acolo, la mijloc, la mijloc mijlocul ofensiv cu Ianis, cu Gica și cu Budescu o să fie interesant. Trei mingicari. Acum acei drept de calități diferite fiecare, dar o să vedem cum ne mișcăm, în fața este Alvarez, apărarea este destul de bună, dacă excludem Turcul de la Galata, dar hai să vedem în head to head ce face. Bun, adversarul are, are o echipă bună și Shevchenko, echipei mai mulți jucători interesanți. o echipă peste noastră, fiindcă noi avem mulți jucători chiar foarte buni, dar și mulți cu ratinguri mult mai mici. Chiar nu că am dat o dată în plus la roată, deși din fericire, măcar pe ultimul jucător, pe acel nigerian, nu dăuse bani, adică era nașpa dacă dăiam bani pe cineva și nu mai era necesar. Dar în fine, să ne mai aici pe gică Hagi la balon cu prima acțiune. S-a dat și update la gameplay și la multe chestii, adică este un pic, sunt anumite chestii un pic diferite pe joc, în sensul că au mai schimbat grafica la anumite quest-uri și așa mai departe, la exchange-uri gameplay nu-mi dau seama cât de multe diferit să fiu sincer, dar ea anunța că s-a schimbat ceva, așa că trebuie să fie schimbat ceva. Ia să vedem aici, Gica Hagi, Gica Hagi, mergem cu primul shoot și scoate Dona Roma, bine, era o poziție aproape imposibilă pentru Gica, dar ia să vedem aici, centrează, Gica Hagi și o centrare foarte bună. Ianis, bară, nu pot să cred cum a ratat Ianis de acolo. Ia să vedem Budescu aici. Budescu foarte bine se descurcă și pasează la Julian Alvarez. Ia acum e Gheorghe Hagi, dar Hagi greșește pasă, Tot el recuperează Hagi. Hagi, dar ce bine a fost ținut acolo. Era liber în care o Ianis, dar n-am apucat să-i mai pasez din păcate. Poate trebuia să-i dau și eu drumul mai repede, dar asta este. Atac acum adversarul și este Șefcencu acolo, dar centrează cu Șefcencu și de obicei chiar trebuie să fie la capătul centrului. nu el să centreze. În fine, să vedem aici Ianis. Ianis, frumos cu body fentul. Pasă la Julian Alvarez, care este în poziție regulamentară. Alvarez și este gol. Ianis Hagi cu pasă de gol. Nu știu cine s-ar fi ajutat la asta, dar foarte bine și va și după cu pasa. Iar Julian Alvarez a îndeplinit o simplă formalitate. Nu no, Alvarez, hai cu un power shot Alvarez. Ok, hai să, hai să trecem peste faza asta. Atac aici iarăși în flank, centrează, dar e o centrare cam aiurea un pic în spate și lovitura de cap este moale. Gică Hagi acum, că Hagi, dar este luat tare de Schlotterbeck. Și faultează Gică, cum a faultat mă frate, băi, nu există mai așa ceva, ne fur arbitrii. Lozano iarăși în flank, foarte bine a jucat mexicanul până acum și a făcut treaba acolo în atac, dar recuperăm și este Gica Hagi cu pasa cu lansarea la Julian Alvarez, care nu părea prea bine, dar are viteză, se duce Julian Alvarez și... Cu șutul! Ce frumos! Julian Alvarez dublă și ambele asisturi au venit de la familia Hagi unul de la Yanis, unul de la Gică, bine, că cred că așa a fost, adică sper că n-am vorbit în Baliverne până acum, că una peste alta l-am scrie Hagi, dar eu zic că primul a fost Yanis și al doilea Gică. că Hagi aici, aș vrea și un power shot cu acesta, pentru că știm că în viața reală pe vremea asta a marcat, a marcat multe goluri de la distanță cu șuturi foarte puternice, dar până acum nu mi-a dat oportunitatea adversarul acesta. Ia să dăm Budescu mai departe la Julian Alvarez, iar acum este Gheorghe Hagi dar e blocat foarte, foarte bine și nu știu, poate nu trebuie să-l folosesc în centru pentru că Daia n-a avut așa spațiu și e final de meci. Sper match. că v-a plăcut episodul, așa că dați acolo un like dacă așa a fost și vă promit că mâine o să apară un nou episod. Știu că tot timpul zic că o să ne vedem cu bine mâine la un nou episod și uneori n-apare mâine un nou episod, dar mâine o să apară ceva foarte mișto, așa că stați pe canal.